Ce faci, prieteni? Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou daily vlog, pentru că daily vlogul anterior a strâns foarte, foarte multe like-uri și foarte multe vizionări și sunt foarte mega recunoscător pentru asta. Sunteți cei mai tari și vă iubim foarte, 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 foarte mult. Astăzi facem încă un nou daily vlog de aici, din Târgu Neamț, de la munte, pentru că astăzi o să facem foarte, foarte multe activități interesante. În sfârșit, după mult timp de așteptare, o să mergem cu ATV-ul. Acum suntem la o struțărie unde o să vizităm struți, o să mâncăm o omletă de struți pentru prima dată. Suntem aici alături de iubita care ne filmează, de familie, de prieteni, de familie. Și o să fie extraordinar de tare. Nu uitați să rupeți butonașul de like dacă mai vreți daily vloguri, pentru că like-urile mă motivează să continui cu postarea daily vlogurilor. Așa că rupeți butonașul de like și nu uitați să mă repostați pe Insta Story dacă vreți să apareți la mine la story și să aveți o zi mai frumoasă. Tomace, suntem aici la ferma de struți cu iubita. Iubita, spune-le ceva. Bună. Oamenilor. Ok. Gata, guys, am ajuns la struți. Băi, zici că sunt dinozauri. Te zici că sunt dinozauri, iubire, vezi? Mă, ce mari sunt! Zici că sunt dinozauri, dar sunt foarte mari, de extrem de mari. De una mi-a fost frică de ei cu gâtul ăla, așa cum fac ei. Da, fac ei. Dar hai să vedem dacă e adevărat mitul ăla. Hai să-i speriem, să vedem dacă își bagă capul în pământ. Da, da, hai! Ia uite-i, bă, cât... Ce mare au! Uite-i, bă, cât de mari sunt, uite ce are. Uite piciorul, uite piciorul. Băi, deci piciorul zici că e de dinozaur. Ai grijă că dacă ți-mi figeră. Mamă, dacă mănâncă. Ia uite-l pe ăla cum vine. Uite-l cum vine. Uite-l. Ia uite-l pe ăsta. Aoleu! Ce faci, prietene? Mamă, dar asta are gâtul lung. Ce faci, prietene? Mi-e frică, iubire. Uite ce față are. Băi, prietene, prietene, ești abonat la canalul meu de YouTube? Tu ești abonat, mă? Zi-mă, ești abonat? E bun. Asta e sigur, asta e sigur, că îi place camera. Aoleu, iubire, vezi, poate face. Aoleu, iubire. Oh, ia uite-l, ia uite-l. Iubire, nu pleca. Hai să-i speriem. Nu, mi-e frică, vorbesc serios. Hai să încercăm mitul. Păi și cum ai sperit? Nu merge nimic, dar fug. Dar nu pute buta. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Din păcate, mitul este absolutely fals. Acum o să ne îndreptăm să mâncăm ceva, pentru că este dimineața și mă doare foarte, foarte tare stomacul, că nu prea mâncăm mai nimic. Și o să mergem să mâncăm o omletă de struți. Revenim cu omleta și cu review-ul. Înainte de a continua videoclipul, vreau să vă prezint cea mai tare platformă de gaming ever, pe nume www.boosteroid.com. Este absolut cel mai tare site. Deci vreau să vă spun că site-ul ăsta mi-a salvat viața. În cazul meu, eu nu aveam un calculator de gaming, un calculator destul de decent, dar care nu putea să-mi ducă absolut toate jocurile. Spre exemplu, FIFA 20 nu puteam să-l joc absolut deloc. Trebuia să-mi descarc jocurile, nu aveam un internet chiar așa de bun, așa că acest site mi-a salvat viața, pentru că pe acest site vă puteți juca jocurile direct online, direct din browser, fără să mai descărcați absolut orice joc. Pentru a accesa Boosteroid nu aveți nevoie de absolut nimic în afară de un calculator, oricât de mediocru ar fi, și o conexiune bună la internet. Și vă puteți juca absolut orice joc pe orice PC. Tot ce trebuie să faceți ca să utilizați Boosteroid este să vă cumpărați abonamentul de 4 euro și 16 pe lună, adică o nimica toată, cam 20 de lei pe lună să vă jucați absolut orice joc online. Gândiți-vă că un calculator de gaming poate să ducă până la 100 de milioane, 200 de milioane. Aici dați 20 de lei pe lună și vă jucați orice joc fără să mai aveți nevoie de niciun calculator. Eu nu-l folosesc Boosteroid, ci vă recomand și vouă, este cel mai tare site și puteți să-l accesați de pe primul link din descriere, așa că let's go! Guys, suntem aici cu cineva care se ocupă cu toată această fermă de struți și acum ne va demonstra cum se sparge ouă de struț, pentru că nu este la fel ca și ouă de găină, este de 100 de ori mai mare și pe lângă chestia asta nu se sparge pur și simplu. Este foarte tare, se sparge cu mașina și ăsta e ou. Începem! Începem? Ia! Ce tare până aici? Mamă, cât de tare e! Ok. Jesus. Are 3 mm grosime și este de
La suprafață este de duritatea porțelanului. Nu pot să cred, nu, cât de mare e. Conține cam 30, minim 30 de ouă de găină și are un gust este lipsit de colesterol. Scoatem pielița asta ca să putem sufla și acum un voluntar. Eu! Eu vreau, da, orice ar fi eu. Da, iubire, dai. Vă rog să suflă în el ca întors, iubirea mea. Ei, cam atât vedem. Băga, urea sufletare. Îmi pun dorința? Sigur. Puneți. Și putință. Forță. Dorință și putință. Nu, așa ține. Trebuie să țină. Da, ține o în mână. Așa. Aoleu, pun gura pe el. Cu curaj. Cred că nu mai vreau să fiu voluntar. Și. Hai. Bravo! Mai să-l dai pe... Cam așa arată ce o să mâncăm noi astăzi de dimineață, niște platouri tradiționale românești. Piesa de rezistență, omleta de struț, ia uitați cum arată, cam... O să încerc și eu acum și hai să vedem ce notă îi dăm sau dacă e mai superioară decât cea de găină. Ia să revin cu update-ul după o întreagă masă de mâncare românească și omletă de struț. Nota finală este 10, fraților, deci e extrem de bună. E bună, bună rău de tot, are un gust deosebit față cine de celelalte. Bibi, este bună? Cea mai bună? Este... Da, dacă aș fi așa să fac un clasament, cred că pe locul 1 ar fi struț, 2 curcan și 3 găină. Unde mergem după masă? Mergem la off-road, la TV-urile. Acum mergem la TV-uri, iubire! Iubire, mergem la TV-uri, mergem să ne dăm cu TV-ul! Guys, tocmai am ajuns undeva, habar nu am unde, iubirea, și tu unde? Nu, habar nu am. Mănăstirea Voronez, nu știu, faza este că trebuie să facem două activități, ori ATV, ori echitație. Am ajuns la una din astea două. Iubita, tu la care crezi că am ajuns? La amândouă. La amândouă? Eu cred că la ATV. A, uite, chiar am văzut la ATV. Și ATV și cai văd, nu înțeleg, mie somn. Adică tocmai m-am trezit. Eu tocmai ce ne-am trezit amândoi, iubita este foarte somnoroasă. Aaa, tu nu. Eu stau liniștit, că eu sunt pe bine. Tocmai ce m-am trezit într-un somn foarte adânc. Pentru că eu în mașină, când dorm, frățiorul. Dă-i și tu un comentariu dacă și tu dormi în mașină când aveți vacanțe și mergeți pe drum lung sau este genul ăsta. Am găsit ATV-urile. După unul, Bibi pe unul, hai. Mamă, gata, o dăm deja. Mamă, nebunie rău de tot. Iubirea, nu știu unde e iubita seara și ei, pentru că nu cred că a văzut până acum TV-urile. La o să fie surpriză frumoasă. Până la urmă am rezolvat-o și pe asta mergem cu ATV-ul. O să mergem prin pădure, o să fie foarte, foarte caterincă. Sperăm să fie totul bine, să nu se întâmple nimic, pentru că o să fie destul de periculos. Uite că a venit și iubita, tocmai aici a venit iubita. Hai să vedem ce o să se întâmple. Iubire, ghici ce? Ce? Am rezolvat și mergem cu ATV-urile. Bine! Haide să vedem! Mama, am emoții maxime. Guys, de aici o să plecăm cu un instructor și abia în pădure o să conducem și noi. Acolo avem pe iubita! Să moară Jacksona, sper să rupice camera. Și am plecat! Era să-mi pice camera! E nebunie maximă! Am pierdut-o pe iubita. Iubire! Acolo este iubita și acum ne îndreptăm spre terenul puțin cel mai accidentat, adică terenul din pădure. Oricum este bestial, este absolut genial, aerul este extrem de curat, un vibe super, super, super tare. Bine, rău de tot! Se face bine!
Fiți pe fază, a plecat Tadi și vine Anto. Îi dăm, îi dăm. Iubire, poți să zici ceva? Zi. Te iubesc mult. Te iubesc mult. Doamne, de ce-mi place. Sunt cu iubita mea. Facem ATV-ul, suntem la munte. Aer curat, este tot, 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 tot ce-mi doresc. Iubire, să ai grijă de noi, da? Da. Am încredere în tine. Nu e problemă. Ihii, abia aștept. Cel mai minunat, iubita. Ține-te de mine că o să fie bine. E bombă să moară Jacksonville. Mamă, ce frumos e să moară Jacksonville. Te ține bine de tine, iubire, da? Mă țin bine de tine, iubirea mea. Oh, good, oh, good. Se pe traseu, iubirea, a rămas pe traseu. Până acum n-am făcut accident. Suntem încă vii. S-au dus. Mama, au luat-o prin munți. Cât de mișto. Gata, s-a întors baby. Asta ce schimbă locul. Bine să te ții bine, că e grav. Pa, pa. Aici la photoshoot. Ai venit până sus. Am alergat. Doamne, cât de mișto a fost până acolo. Bye. Sus. E deci superb. E bombă. Hai, bine. Hai, baby. Tot cu tine e cel mai bine. Tot cu mine, nu? Îți place? Da. Conduci foarte bine. Da? Da. Dar avem un nou șofer aici în cartier. Cea mai bună șoferiță din toate timpurile. Am cea mai bună șoferiță din toate timpurile, guys. Uitați-vă și voi cât de frumoasă este șoferița mea. Ce frumos merge, foarte frumos. Iarăși am dat de șoferița mea frumoasă, care conduce foarte, foarte, foarte bine și foarte frumos. E senzație, bine sau nu e? E mișto, rău, de tot, e greu de controlat. E greu. Trebuie să ai puțin mușchiuleți ca să o ții bine, pentru că sunt foarte multe pietre, gropi și îți scapă volanul din mână, dar am încredere în ea că se va descurca extrem de bine. Mereu avem încredere în ea. Guys, e o senzație de milioane. Nici sufletul meu e plin de fericire că e fericită iubita, că am făcut-o și pe asta pentru că voiam de foarte mult timp și sunt foarte, foarte fericit. Ia zi, iubire, cum ți s-a părut? Doamne, doamne, cât de mișto a fost. Hai, suntem în zona Voroneț, number one. Dacă vreți și voi să încercați cea mai tare experiență, nu uitați să veniți aici la trasee montane cu ghid experimentat. Noi ne-am distrat super, super tare și cred că și voi o să vă distrați extrem de tare. Dacă vreți cont de reducere 10%, pican 10%, glumesc. Este o experiență care merită. Guys, tocmai ce am ajuns într-un loc unde o să facem echitație. Este un colț de rai aici, este extrem de frumos. Totul este făcut din lemn, totul este făcut în natură, în mijlocul naturii, de suntem înconjurați de natură. Uitați-vă și voi cât de frumos e, cât de frumoasă este această fântână. Cât de frumoase sunt mesele astea cu lemn. Cam așa o să arate terenul unde o să ne dăm cu căluții. Nu am călărit niciodată. Păi, în concediu ăsta chiar am făcut unele lucruri pe care nu le-am făcut absolut niciodată. Nu am călărit niciodată și sunt foarte, foarte curios cum o să fie călăritul. Am intrat aici într-un graj unde am dat de doi ponei care sunt extrem, extrem de drăgălași. Miroase, deci dacă această cameră ar avea și un aparat care să capteze simțul olfactiv, ar fi fost foarte, foarte bine. Dar din păcate, sau din fericire pentru voi, nu există, dar sunt foarte frumoși, sunt foarte drăgălași. Uitați și voi. Ce faci, mă, frumosule, mă? Bretonel, ce faci, bretonel? Tocmai ce am ajuns aici la echitație, o să iau calul negru și iubita o să ia calul alb. Deci eu merg cu fata și iubita merge cu băiatul. Manuală care accelerează, care e frână, mi s-a zis că e automat, așa că... E 4x4 sau este cu... E 4x4, e giugiuc. Iubire, tu mergi cu băiatul? Da! Mamă, mergi singur! Iubire, călărești singur? Normal!
Hai bă, hai gogule! Bă, nu ți-o mă băga în gard! Ia iubire și asta mai în gard! Bă, bă, la răzicură! Bă, s-a stricat distribuția anul ăsta! Hai gogule, dă-i! Hai că vreau aventură, gogule! Așa băiatul meu, după fază să te intre de una. Albi, așa ca-n povei. Uite iubire, prima dată când ne-am cunoscut trebuia să vii pe un cal alb la mine. Încă ce ești un rechile astea tale de căce, de ăsta, de cal. Cum îl accelerez? Să lag așa? Hai, hai Mara. Măcar într-a doua să intre. Opa! Haide! Opa! Iubire! Baby, ești ok? M-a lovit la mișto, cumpit. Ești bine? Vreți să mergem la spital? Guys, vreau să vă anunț că totul este bine. Am ajuns acasă după o zi întreagă și plină de activități. Și vreau să vă arăt ceva super tare, pentru că suntem ligniți, pentru că am făcut extrem de multe lucruri. Am pregătit un super pui la rotisor. Ia uite-o, ia uite-o, joacă pasta, băi, ca în filme, ești nebun. Acum suntem acasă la prietenii noștri din Târgu Neamț și în câteva minuțele o să înceapă o super mega petrecere aici, așa că asta a fost și cu acest vlog. Noi am fost Bibi și Antonio și v-am pupat! Pa! Guys, sunt aici la cazare în Târgu Neamț și ne-am întâlnit cu un băiat super care mi-a cerut să îi dau un autograf direct pe cămașă, uitați-vă și voi. De asemenea, oameni speciali, mereu sunt foarte motivat să continui treaba asta pe YouTube și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Da, e foarte, foarte, foarte tare. Ai Instagram? Da. Cum ești pe Instagram? Bară jos, Dragomir, 147 și iar bară jos. Perfect, să-i dați acolo mare, mare follow. Mulțumesc, pa, pa. Ești pe fază, dar mai venit un băiat și acum nu mai dă autograf pe cămașă, de pe bani. Așa. Și pe dolari și pe euro. Pentru? Sebastian.